Frați și surori, așa cum suntem ridicați, vă invit să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Luca, la capitolul 2. Voi da citire la 3 versete. Evanghelia lui Luca, capitolul 2, pagina Scripturii 988. Versetul 36, 37 și 38 spune în felul următor. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Așer. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămase vădvă și fiind de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. A venit și ea în ceasul acela și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Amin. Vă invit să vă ocupați locul. În această zi în care copiii atât de frumos au lăudat pe Dumnezeu și în mod special având ca temă ne aducem aminte de mamele, de femeile, de soțiile din viața noastră, Domnul să le binecuvânteze. Știți cum spunea cineva? Că femeile sunt ca florile. Întotdeauna spune astea frumoase. Domnul să le binecuvânteze. Amin. Și uitați-vă la felul cum Dumnezeu ne-a creat și ne-a făcut pe noi oamenii, cât de mult apreciază femeile frumusețea și bărbații pun pe mai puțin lucrul acesta. Cât de mult pun accent femeile să se îmbrace, să arate bine, la cumpărături, să lege o haină frumoasă, să asorteze haina una cu alta. Că știți noi, ca și bărbați, nu prea de multe ori le potrivim cu asortarea, dar surorile așa le-a zisat Dumnezeu, Domnul să le binecuvânteze. Dar știți ce mă gândesc? Cât de frumoasă ne-am pune o haină pe noi. Cât de mult ne-am îngrijit. Și e bine să ne îngrijim. Cât de mult ne-am cosmetizat, cât de mult ne-am încercat să arătăm și cât de frumos ar fi cineva. Cu trecerea timpului, că vrem sau nu vrem, mai apare câte un rit pe față. Este așa? Și parcă un rit semănat mai dă naștere la un alt rit. Și vrem, nu vrem, și frumusețea noastră parcă a trupului acesta dispare, fiindcă ridurile le-au locul. În dimineața aceasta m-am uitat în Scriptură și aș vrea să vorbim despre o femeie pe care am pomenit-o, Ana, pe care o știm fiecare dintre noi. Și am intitulat mesajul din dimineața aceasta: femeia cu riduri pe față, dar frumoasă la inimă. Să rămânem în tema pe care au avut copiii. O femeie cu riduri pe față, dar frumoasă la inimă. Spune în cuvânt din Scriptură, chiar dacă omul acesta nostru din afară se trece. Și trece. Cât de mult am încercat, cât de mult am încercat o alimentație sănătoasă, un crem bun, oricât am încercat noi. Vrem sau nu vrem, frumusețea de afară spune Biblia că ce face? Trece. Dar este o frumusețe care, indiferent de numărul ridurilor de pe față, indiferent de haina care o porți, este o frumusețe lăutrică a inimii și a sufletului. Și a vrea din noi această ascultare să fie ca o încurajare, ca o îmbărbătare. Și a vrea atât bărbații cât și femeile să ne uităm la Ana dimineața aceasta. Noi, Dumnezeu, am încredințat slujba predicării bărbaților. Și slavă Domnului pentru lucrul acesta. Și adeseori, ca și bărbați, te ridici și predici despre Moise, despre Ilie, despre Avram. Predicăm bărbații din Scriptură, dar mai puțin femeile din Scriptură. Și surorile, când aud despre David, trebuie să vezi și ele ceva de la David. Când aud despre Moise, trebuie să vezi și ele ceva de la Moise. În dimineața aceasta ne vom uita la Ana. Și atât bărbații, cât și femeile, avem de învățat ceva. Cum să fim frumoși la inimă? Cum să fim frumoși? Pentru că, știți dumneavoastră, la nimeni nu-i place să-i stăie lângă o persoană acră. La nimeni nu-i place să stăie lângă o persoană amară. La nimeni nu-i place să stăie lângă o persoană care are numai spin și pălămin de lângă el. Nu-ți place să stăie lângă astea două. Și îți place să stai lângă oameni frumoși la suflet. Frumoși la inimă. Chiar dacă lucrul acesta se trec, de ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre femeie sau omul care, chiar dacă avem multe riduri pe față, dar frumusețea inimii. Știți în ce constă? Uitați ce spune versetul 36. Mai era acolo și o prorociță Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer,
era foarte înaintat în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioarea ei. Rămase văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu... Am dat și am dat un prim punct și un prim răspuns la întrebarea, cum să avem sufletul frumos? Cum să avem inima frumoasă, chiar dacă omul exterior se trece, chiar dacă riturile se mulțesc pe fața noastră? Știți cum să fim oameni frumoși la inimă? Știți cum să fim acei oameni frumoși la suflet? Să nu ne depărtăm de Dumnezeu în necazurile vieții. Omul frumos la inimă este omul care nu se îndepărtează de Dumnezeu în necazurile vieții. Avea toate motivele Ana. Avea toate motivele să se îndepărteze de Dumnezeu, să se separe de Dumnezeu, să țină cât mai mult distanță de Dumnezeu, numai cu pe femeia aceasta. La fel ca și pe fiecare dintre cei care vrem să fim curați la inimă. Dintre toți cei dintre noi care vrem să avem o inimă frumoasă și un suflet frumos. Chiar dacă exteriorul nostru se trece. Să nu ne îndepărtăm de Dumnezeu. În necazurile veți. În necazurile vin. Și uitați-vă ce necaz. Ce suferință, ce probleme a lovit peste fata aceasta, peste femeia aceasta. Spune că a rămas după 7 ani de căsătorie. Atât a fost viața ei de familie. 7 ani. Și dacă calculăm faptul că femeile sau fetele în Israel pe la 14-15 ani deja se căsătoreau, aproximativ la vârsta de 21-22 de ani, femeia aceasta, dar rămâne văduvă, rămâne singur, fără speranță de viitor, să-ți moară partenerul de viață. Să-ți moară cel care a pornit o familie, ai făcut o logodnă. Părinții au dus, te-au dat binecuvântare, ai pornit o căsuță, dintr-o dată să rămâi cu? Singur. Șervețele pline de lacrimi, durere în suflet, întrebări multe la adresa lui Dumnezeu, probabil ca și mulți dintre astăzi de astăzi să supără pe Dumnezeu. Uitați-vă zilele care trăim noi. Oameni care nu au necazul care l-au avut Ana. Un pic l-o zgârea cineva mașină. Un pic l-o scălda cineva pe pantof. Nu mai vine la adunare. Nu mai vrea să audă Dumnezeu. Un pic te-ai spus nu știu cum, gata, nu mi-e convine. Nu mai vreau să te pocăiți. Femeia aceasta n-a renunțat, nu s-a depărtat și nu s-a dezis de Dumnezeu. În necazurile și în greutățile vieții. Încercați să vă puneți în pielea ei. La 22, 23, 30 de ani. Să rămâi văduvă, să rămâi singură. Să te duci la adunare, la sinagoga de atunci. Să vezi cum vin familii la braț la adunare. Să vezi cum băr copiii pe tată să joacă și tu rămasă bun. Nu ți-ai pune întrebări? Nu te vine să pune la întrebări și întrebări, Doamne, unde ești? Doamne, de ce cauză îngădă ta suferință și ta greutăți și ta durere în viața mea? Femeia aceasta n-a renunțat la Dumnezeu. Pentru că oamenii frumoși la inimă și oamenii frumoși la suflet sunt oamenii care nu se dezic. Sunt oamenii care nu se îndepărtează Dumnezeu. Sunt oameni care, indiferent de necazurile și problemele, de furtunile și varul din viața lor, oamenii aceștia continuă să meargă, să persevereze, să-L caute pe Dumnezeu. Spune cuvântul aici că Ana nu se îndepărta de templu. Și-a găsit și-a făcut un ritm al vieții ei. Și-a găsit plăcerea în a merge la casa lui Dumnezeu. Și-a găsit bucuria în a căuta casa lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Din ce cauză spun că n-a renunțat la Dumnezeu? Nu s-a dezis de Dumnezeu, nu s-a depărtat de Dumnezeu. Femeia aceasta permanent era absorbită, permanent era atrasă, permanent dorea să meargă la templu. Din ce cauză la templu? Era perioada Vechiului Legământ. Era în perioada Vechiului Testament, când prezența lui Dumnezeu era limitată unde? La timp. În Vechiul Testament și în vremea lui Ana, oamenii care vreau să se întâlnească cu Dumnezeu, oamenii care vreau să aibă părtășie cu Dumnezeu, trebuia să ducă la templu, acolo era locul în care omul se întâlnea cu Dumnezeu. Și Ana, fiindcă dorea să stai în părtășie, în comuniune strânsă cu cine? Cu Dumnezeu. Fiindcă a înțeles că legătura cu Dumnezeu este cea mai importantă de lumea aceasta. Pot furtunile și varurile vieții să lovească viața noastră, să rupă multe legături de viața noastră. Dar nu ne pot rupe legătura cu cine? Cu cerul. Legătura cu Dumnezeu. Este legătura cea mai importantă. Femeia aceasta a căutat prezentă Dumnezeu. Femeia aceasta l-a căutat pe Dumnezeu. Femeia aceasta a căutat să se apropie de Dumnezeu. De Dumnezeu cel viu
și adevărat. Pentru ea, n-a fost doar o declarație de pe buze, ci a fost o realitate a inimii. Când spunea versetul, mă bucur, când mi se zice, cum? Haidem la casa Domnului. Că era duminică dimineața, că era duminică seara, că era vineri la ceas de rugăciune, pentru Ana, era o bucurie când m-a anunțat din nou păstorul, din nou program la adunare, din nou părtășie în casa Dumnezeu, din nou închinare, din nou rugăciune, din nou, pentru ea era o bucurie, ea mergea, ea vrea să fie prima, pentru că e rămas, dar știți cine a rămas? Dumnezeu. Și ascultați că pentru femeia aceasta, nu vorbim de un an, nu vorbim de doi, pentru că vedem fiecare dintre noi și știm și multă dumneavoastră sunteți mulți, mulți mai înaintați în vârstă decât mine. Și sunt mult mai multe exemple. Vezi un tânăr sau câte o tânără, sau câte un frate, că s-a prinde pentru o vreme. O lună, două, jumătate, un an. După aia, nu-l mai vezi. Femeia aceasta spune cuvântul că era înaintată la 80 și cât? 4 de ani. Din momentul când a rămas văduvă, și până la 84 de ani, femeia aceasta a continuat, nu doar la 84 de ani și-a adus aminte că dă și ia colțul. Nu la 84 de ani și-a adus aminte, gata, vine și mie colțul. Nu, nu, nu. Femeia aceasta, zi după zi, an după an, lună după lună, sabat de sabat, zi de închinare, nu s-a îndepărtat de Dumnezeu. Pentru că inima contează celălalt. Uitați-vă la Ana că a trecut. Nu vă știu vârsta la fiecare dintre noastre. Vă doresc mulți ani și o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Dar Ana a depășit și limita. Spune că viața omului se întinde la 70 pentru cei mai tari la cât? 80. Ana a depășit. A ajuns la cât? 84 de ani. Și ce a făcut în tinerețe? Făcea și la? A vis pentru cei tineri. Căutați-l pe Dumnezeu în zorii tinereții. Dați-i Domnului mezul tinereții, nu corzul de bătrânețe. Caută-l pe Dumnezeu din tinereță, nu când vezi că-ți vine ceasul, nu când vezi că-ți vine să dai colțul, nu, nu. Caută-l pe Dumnezeu toată viața ta, în toată inima ta. Mi-aduc aminte, eram student la Arad, la master. Și într-o seară, fiind acolo, joia, înainte să-ți ia programă, vine un bătrânel. Bună ziua, bună ziua, pentru că eu nu vorbă, că e un frate de nostru. Deci aici e biserica Bucă, zice, aici e biserica Bucă. Vreau să vin și la biserică. Foarte bine. Dar cu ce onoare? De ce vreți să veniți? Dar eu de ani de zile știu pe ce biserică. Eu n-am mers niciodată. Bătrânul scad. Deci îmi dau seama că nu mai am mult de trăit. Și am zis că la pocăiții pe gratis în mormântare. Asta vreau să vin. Iubiții Domnului, veșnicie ne dă Dumnezeu. Să-L căutăm pe El toată viața noastră. Avem nevoie să-L căutăm numai când suntem în bătrânețe? O, da, Dumnezeu are milă și pentru cel în bătrânețe. Dumnezeu a avut milă de tâlharul de pe cruce. Dar ce frumos este să te întinerețe. Ce frumos este o vârstă a mijlocii. Ce frumos acum! Spuneți că văd în Scriptură că Dumnezeu caută un om. Un om care este viu, un om care este plin de viață, un om care poate să se apropie Dumnezeu. Dumnezeu pentru Ana a fost și a rămas Dumnezeu care se afirmă, Dumnezeu care spune, eu sunt Tatăl orfanilor și apărătorul vădurilor. Și doar care sunteți singure, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să nu uitați niciodată, Dumnezeu este Tatăl orfanilor și apărătorul vădurilor. Dumnezeu este acolo în cămeruța dumneavoastră, în singurătatea noastră, căutați-L pe Dumnezeu. Iubiți-L Dumnezeu, fiți acele surori în vârstă care inima noastră este tânără și frumoasă, se desprinde suc și verzi și cu oamenii care veniți în casa Domnului să-L binecuvântați pe Dumnezeu pe rugăciunile dumneavoastră, să încurajați pe cei tineri, să fiți acei oameni frumoși la suflet, are nevoie generația aceasta tânără, familie tinere, să fie încurajate de cei mai în vârstă, să știe că cei mai în vârstă se roagă pentru ei, să primesc un sfat de la ei, dar acesta nu-L puteți da decât oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Decât oamenii care nu renunță la Dumnezeu, decât oamenii care caută părtășie Dumnezeu, decât oamenii care fac din Dumnezeu plăcerea și culmea bucuriei și fericirii fiecare dintre noi. Omul frumos la suflet este omul care caută pe Dumnezeu. Este omul care trăiește în părtășie cu Dumnezeu. Este omul care nu se îndepărtează de Dumnezeu în necazurile și în suferințele vieții. Uitați ce spune mai departe. Mai era acolo și o prorociță Ana, fata lui Fanael de seminție lui Așer. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după feciurea ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, ascultați acum atent, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte ce făcea?
slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Femeia cu riduri pe față și frumoasă la inimă. Este o femeie care nu renunță la post și la rugăciune. Femeia frumoasă la inimă este femeia care îl caută pe Dumnezeu cu post și rugăciune. Nu s-a, ascultați-mă, nu s-a dezgustat. Nu s-a obosit să slujească pe Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Am o mare încurajare și o mare provocare pentru fiecare dintre noi. Noi deseori ne gândim, a slujit pe Dumnezeu înseamnă să predici. Noi deseori ne gândim, a slujit pe Dumnezeu înseamnă să cânți în cor. Noi deseori ne gândim, a slujit pe Dumnezeu înseamnă să cânți în afară. Da, amin, așa este. Dar sunt și mult mai multe slujbe decât acestea. A predica, a cânta în cor, a cânta în afară, sunt slujiri publice, trebuie făcuți acestea. Dar sunt să slujiri în taină. Slujiri pe care nu le vede și nu le știe nimeni. Spune că Ana, ascultați-mă, înaintată vârstă, slujea. Când ați mai auzit pe cineva într-o biserică să, frate, tu cu ce slujești în biserica aceasta? Eu slujesc cu ce? Cu post? Și cu rugăciune. Este nevoie în biserică de turcă. De oameni slujați cu post și cu rugăciune. Este nevoie. Amin. Amin. Ridică, Doamne. Amin. Cine se cânte, este slavă Domnului. Cine se predice, este slavă Domnului. Mai este nevoie de cineva care se postească să se roage. Amin. Slujirea aceasta nu văd oameni. Pentru cineva care postește și se roagă, n-ai cum să primești like-uri. Că dacă când duminică în adunare, și mă pun pe Facebook, vezi like-uri. Te uiți, câte like-uri au dat fanfară? Te uiți, câte like-uri? Ne uităm noi ca și oameni. Cum să faci poză la unul care postește? Îl vezi pe unul că a fost, nu știu unde, în Dubai și a pus poză, uite câte like-uri au dat. Îl vezi pe unul la restaurant cu o mâncare și cu o cotletă acolo în față, nu știu ce mai pune acolo în față. Like-uri, like-uri, vezi like-uri. No, fă la unul poză care postește și să roagă. Câte like-uri așa? Poate neamul i-am dat acolo unul, două, atât. Dar este cea mai importantă, cea mai onorabilă, cea mai vrednică slujire. Avem nevoie. Are nevoie biserica din Turca. Are nevoie satul din Turca de oameni care să-L caute pe Dumnezeu, să nu renunță la post și rugăciune. Și uitați, femeia aceasta nu s-a dezgustat. Femeia aceasta n-a obosit și n-a desconsiderat postul și rugăciune. Și s-a gândit și ea, mă duc la templu. Mă duc la casa lui Dumnezeu. Îl văd pe acolo cu tare are o slujbă. Cu tare, fiecare are o slujbă. Eu ce slujbă să am? N-ai voce. N-ai plăbâință suflet. Poți să postești și poți să te rogi. Și este nevoie în oameni acestea. Zilele trecute vorbeam cu un frate, la duminica trecută la terminare și i-a zis un frate, zic, am nevoie de oameni care să se roage pentru mine. Avem nevoie în vremurile că acestea de oameni care se ridice să se roage, de bătrâni care să se roage, Domnul să postească, ca Dumnezeu să aducă vremea înviorării spirituale. Dumnezeu să aducă vremea pocăinței. Dumnezeu să aducă vremea care să-L căutăm toții cu post și cu rugăciune. Avem nevoie. Femeia aceasta n-a renunțat. Femeia aceasta să găsesc slujba, menirea și semnificația în viață. Eu vreau să slujesc pe Dumnezeu. Și aici o slujbă neînsemnată. Uitați-vă, o viață de 84 de ani. Cel puțin 84 de ani. Limitată la câte trei versete din Biblie. O viață de 84 de ani s-o pui în trei versete. Cu atâta bogăție, cu atâta bogăție. Femeia aceasta, care n-a renunțat. Femeia aceasta care nu s-a dezgustat să se roage, să-L caute pe Dumnezeu. Să-L caute Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Să se smerească sufletul. Mi-am dat aici câteva gânduri pentru care creștinii în ziua de astăzi nu mai postesc și nu se mai roagă. Știți din ce cauză? Pentru că starea căldecică din cauza că au părăsit dragostea de întâi. Prea mulți au părăsit dragostea de întâi. Și sunt într-o stare căldecică și nu mai văd rostul, rolul și importanța postului și rugăciunii. Uitați-vă ce spune Scriptura. Uitați-vă în istoria bisericii. Scriptura. Ori de câte ori s-au întâmplat lucrări mari și miraculoase. Ori de câte ori când Dumnezeu a intervenit, a fost în spatele acolo post și rugăciune. Mai spune cuvânt în Scriptură, după ce vin ucenicii la Domnul Iisus Hristos, după ce Dumnezeu, Domnul Hristos a dat putere și autoritate să meargă din cetate în cetate, din loc în loc și a trimis doi câte doi, au mărs, au făcut minuni și miracole, au ajuns la un caz anumit, și n-a pus să facă nimic. Spune, Doamne, vină și ajută-ne Tu.
Și gândeam, Doamne, dar de ce cauză Tu ai putut și noi nu putem? Pentru că este un soi de dragi. Care nu este afară de cum? Cu post și rugăciune. Sunt dragi care ies altfel. Dar este, sunt niște lucrări miraculoase. Sunt niște lucrări, intervenția Dumnezeu a transformat viețile oamenilor, a schimbat viețile oamenilor. Cu post și rugăciune. Încercați și postul. Încercați și rugăciune. Încercați la oameni care poate le spuneți de ani de zile despre Evanghelie. Încercați la oameni care de mult le spune despre poate din casă de astea veți oameni nemântuiți, care tot le spui și tot atrage atenția și tot îi oprești și tot îi avertizezi, încercați să schimbați metoda. Am mai propus asta la cineva. Dacă ani de zile tu ai vorbit și ai văzut ca toată, tu ai spus, n-ai voia, n-ai voia, pocăiește, fă ușor și mai departe. Schimbați metoda de acesta. Nu mi-ai spune nimic, știi. Și ce-ți spui tu mie surprinzător în zona aceasta, în astea Ardealului? Oamenii știu de pocăință. Oamenii vin la preveghiuri. Oamenii ascultă predici pe internet. Oamenii știu. Dar nu este schimbarea? Ce-ar fi să încercă postul? Ce-ar fi să schimbă fiecare metodă din casă la copiii care aveți? La nepoți care aveți, care s-a dus la binecuvântare și poate umblă pe lume largă. Domnul să aibă milde. Ce-ar fi să ne rugăm pentru fii risipitori ai casei Domnului? Să încercăm metoda postului? Și rugăciune. Și veți vedea. Cum Dumnezeu rând pe rând îi ne aduce acasă. Mi-o duc aminte în momentele acestea despre un frate care mărturisea și un slujitor al Domnului României. În vremurile tinereței s-a răzvrătit și el și a plecat în lumea largă. Și venea seara târziu acasă. Venea bord de beat sau clătinându-se. Venea seara târziu și într-o seară venind târziu, părinții știindu-l plecat, toți se rugau pentru el, toți se rugau pentru el și într-o seară a venit. Și la părinții era întredeschis, pentru părintele se înjura că orice mare. Cine știe cât plânge și câte nopți sunt dormite are o mamă și un copilul mic și apoi când copilul e mare, alte nopți sunt dormite. Oare unde este? Oare ce face? Și părinții se rugă. Pentru copilul oricare era plecat în lumea largă. Și într-o seară copilul venind acasă, după ce a umblat, când a umblat, a văzut ușa întredeschisă și fiind o leacă băut, a dat la părinții, ce faceți aici? Iar vă rugați pentru mine. Puteți să vă rugați când vă coc genunchi, că eu nu mă pocăiesc. Puteți să vă rugați când vă coc genunchii, că eu nu mă pocăiesc. Am trătit ușa și a plecat să se culce. Părinții au culturat să se bage, s-au pus în pat, s-au culcat și ei. Spre dimineață, a venit la părinți și spune, mama, tată, treziți-vă! Mama, tată, treziți-vă! Ce s-a întâmplat? Vreau să mă pocăiesc. Dumnezeu m-a cercetat într-un vis în noaptea aceasta. Vreau să mă întorc cu fața spre Dumnezeu. Și s-a întors la adunare și a început să slujească. De ce? Pentru că a fost o mamă și un tată, care n-au încetat să postească și să mergem. Este putere. Este cuvântul care ne spune, nu vorbim de noi, Biblia spune. Este un soi de zaci. Biblia ne spune și ne învață femeia aceasta. Nu s-a îndepărtat de Dumnezeu și n-a încetat să slujească cu post și cu rugăciune. Ce-ar fi să încercăm anul acesta? Ce-ar fi să încercăm următoarea perioadă din viața noastră? Să slujim mai din umbră. Să slujim cu post și cu rugăciune. Să-L căutăm pe Dumnezeu nostru. Să ne căutăm din toată inima noastră, să căutăm să ne punem corect prioritățile viață, să căutăm mântuirea celor de jur, să-L căutăm noi, noi. Fața noastră lumineze de bucurie, fața noastră fie o față ca una frumoasă care se luminează, că, fiindcă ne întâlnim cu Dumnezeu. Cu atât de mulți bătrâni te întâlnești, Dumnezeu. Și stai de vorbă, unii acrimi, iar alții plini de bucurie. Și dacă stai și studiezi cazul, și că fiecare ați întâlnit bătrâni acrimi și bătrâni frumoși. Și dacă stai și studiezi viața lor, vei vedea că unii au o viață de părtășie, care îl caut Dumnezeu, se roagă în cartea lor, citesc Biblia, iar alții numai televizor, bârfă și toate lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu. Dumnezeu și trebuie să-L căutăm. Pentru că vrem să fim acei oameni frumoși la suflet. Chiar dacă acum acesta nostru exterior să trece, inima asta, să-L căutăm de tot sufletul nostru, pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Și El să vă lăsa găsit. Și ultimul gând, și cu acesta aș vrea să închei în dimineața aceasta. Uitați ce spune versetul 38. După ce ne prezintă versetul 37, că Ana nu s-a îndepărtat de timp și zi și noapte slujea Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Spune, a venit și ea în ceasul acela și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau ce? Mântuire. Ana a mers la templu cum a mers de altă dăți. Numai că venirea ei la templu de data aceasta a fost o întâlnire miraculoasă. S-a întâlnit cu cine? Iisus.
A venit și ea în ceasul acela și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus. Tuturor celor ce așteptau ce? Mântuirea. Femeia cu ridul pe față. Nu renunță la Dumnezeu în necazul vieții. Nu renunță la post și la rugăciune. Și femeia cu ridul pe față, dar frumoasă la suflet, este o femeie care nu renunță să-L aștepte pe Iisus Hristos. Ana râd, dar știu ce de împromisiunile Vechiul Testament. Că trebuie să vină Iisus. Că trebuie să vină Iisus. Femeia aceasta nu s-a obosit să-L aștepte. Femeia aceasta a avut un dor și o așteptare. Eu l-aștept pe Iisus. El a așteptat pe Iisus. Dorința și țelul ei spune că ea a venit împreună cu alții, era și acolo și Simeon. Era o mică grupare. Unii mergeau din ritual, unii mergeau din obișnuință, unii mergeau la templu, că așa se merge la templu, că e duminică. Că alții că duminică măr la mor, alții că duminică măr la piscină, alții că duminică măr la grătare, nu e că duminică merge la adunare. Nu, nu. Pentru Ana ea mergea acolo. Pentru că vrea să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Dacă cumva ce sunt în altă parte, vine Iisus. Și cum mă găsește? Femeia aceasta a trăit o viață continuă în a-L aștepta pe Iisus Hristos. L-a așteptat, l-a dorit, a tânjit după Iisus Hristos. Pentru că nu uitați de cuvintele pe care le spune însuși Mântuitorul. Ferice de cei cu inima curată. Că cei ce vor face? Vor vedea pe Dumnezeu. Omul cu inima curată. Omul care este cu inima curată și cu inima frumoasă este omul care îl va vedea. Și Ana spune că l-a văzut. Simeon, un alt bătrân, l-a văzut pe Iisus Hristos. Ce-ar fi fiecare dintre noi? Să trăim, să dorim această așteptare. Să-L așteptăm pe Hristos Domnul și Mântuitorul nostru. Spune că a venit și ea în ceasul acela și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească. Să vorbească și altora despre Iisus Hristos. Tuturor celor ce făcea, așteptam. Așteptam mântuirea. Așteptam să vină Iisus Hristos. L-așteptăm și noi. Ori dacă vă vine la noapte, cum ne vă găsim? Ori dacă vă vine de seara? Ori dacă vine mâine sau pămâine, cum ne vă găsim? Să-L așteptăm. Să trăim această așteptare continuă. Să fim gata să ne întâlnim cu Domnul nostru. Vreau să spună veche cântare. Te aștept, Iisuse. Previn spre ceruri, să văd, dragi sorori, dragi mame, soții, Domnul să vă binecuvânteze. Să fiți frumoase la inimă în continuare. Amin. Chiar dacă frumusețea aceasta se trece, nu descurajați. Cei ce apreciază soții dumneavoastră, cei ce apreciază și o iubește Dumnezeu, este să se vadă femeie frumoasă la inimă. Iar frumoși la inimă, atât bărbați și femeie, nu putem să fim dacă decât dar atunci când ne apropiem Dumnezeu și nu ne dezicem, indiferent de cât e greu și greutăți și încercări, să ne renunțăm la Dumnezeu nostru, să-L căutăm. Oamenii frumoși la inimă sunt oamenii care ce fac? Slujesc cu post și cu rugăciune. Și oamenii frumoși la inimă sunt oamenii care îl așteaptă pe Iisus Hristos. Să-L așteptăm. Să rămânem noi acest dor ferbinte. Să-L așteptăm pe Domnul nostru. Să-L iubim. Să tânjim după el.